Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a avut azi o întrevedere cu președintele partidului nostru, Renato Usatăi, pentru a-i cere sprijinul în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale programate pentru data de 15 noiembrie. Maia Sandu a declarat presei printr-un comunicat că a vorbit cu Usatăi despre eventualele alegeri parlamentare anticipate care ar urma să aibă loc după prezidențiale. Pe de altă parte, Renato Usatăi spune că nu-l deranjează ceea ce-i propune Maia Sandu în schimbul susținerii în al doilea tur. Dumnealor spun că ei au o altă poziție, că să nu accepte candidatura prim-ministrului din partea majorității actuale și asta ar însemna alegeri anticipate. Nu. Astăzi deja Dodon are planul 1, are planul 2 și are planul 3. Despre dânsele discutăm separat. Așadar, Usată i-a cerut Maiei Sandu să elaboreze un plan concret și înscris ce va face dacă va ajunge președinte pentru a dizolva actualul parlament și a declanșa în așa mod alegeri legislative anticipate. În câteva zile, juriștii partidului PAS îmi vor prezenta un plan înscris, deci merge vorba despre mecanisme, cum va fi dizolvat Parlamentul Republicii Moldova. În concluzie, Usatăi a refuzat să spună pe cine va susține la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Nu, eu astăzi, ce înseamnă tranșant, că Renato Usatăi îi susține pe cetățenii care au votat și ei mă susține pe mine. Deci eu am mers cu anumite promisiuni și anumite obligațiuni, cel mai important, pentru care eu răspund. Dar dumneavoastră mă puneți acum în caloșă, hai dumneavoastră spuneți și suntem la emisiunea Ogadai Melodiu sau cum. Renato Usatăi s-a clasat pe locul 3 la alegerile de duminică, obținând aproape 17% din numărul total de voturi.